Așa. Lucrăm Cristina în sesiunea de astăzi pentru Ștefana și Toni, decedați. Ștefana acum 33 de ani și Toni acum 25 de ani. Avem cu noi nepoata care ne-a cerut sesiunea de eliberare, de conștientizare a părților subliminale. Încep inducția. Patru. Tare. Doi. Din acest moment, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Danei. 1, 2, 3. Da, a apărut în fața mea și face cu mâinile așa, deci ea știe că trebuie să-i cheme, știi? Ca și cum ar crea un cadru în care să-i încadreze, deja l-a chemat pe el și a și sosit. Da. Da. Este foarte slab, palid și încrețit așa, cu un aer bătrân. Da, și are un fel de cămașă, flanelă din aceea, știi, de cade pe ele și este un pic zdrențuită și niște pantaloni albi. Așa apare, foarte slab. O costeliv, să spunem, da? Să-l identifice, da? Da, Și am tu identificat și eu, da. cereți Ea atenție. este o feliuță Aha, din partea deci, subliminală, da? da, o bucată. Cât Pe la sută, când Cris, este? un Dacă ții 12. 12 puțin, așa. Da, atât a venit. Se Atâta avem. găsește el Da. în alte locuri, da? Așa și a venit și ea, dar ea este, cred că, cum era tânără, așa cam la 20 și ceva de ani, zdrava, așa îmbujorată, cu niște sprâncene negre, așa, Da? pronunțate, cum se poartă acum, știi? Da, Astea pronunțate, făcute de. da. Pronunțate și niște ochi vașnici, așa, știi, de impunătoare, bucălată. Roza, roșie în obraj, Da. sănătoasă. Atinge. Pe moment ce intră în construcție, deci recunoaște PS-ul Dani și s-a întristat, știi? Da. Da, și acum și ea este bătrână și subțirică și un pic adusă, parcă mai mult în partea dreaptă, adusă de spate, așa. Cred că s-a reconectat cu amintirea morției, de asta s-a întâmplat așa. Nu este nimic. Da, Da. am atins-o, am identificat-o. Ea este. Le cerem Așa. voie să lucrăm cu ei și pentru ei. Și că da, mai taică. Da, așa Da. zice el. Da, așa a zis, da, mai taică, știi? Așa și ea a făcut din cap că da. Ok. Acum, partea subliminală a Danielei să stea deoparte Da. și să, într-un clopot de lumină, da, protejată. Da, și-a pus deja, da, îl Așa. pus în parte. Și Și, asistă, da. da, și să vorbim cu părțile subliminale ale bunicilor. Eu aș îndrăzni să o chem și pe partea subliminală a fetei, dacă este de acord PS-ul Dani. Pentru că, Străne poate, cum ar veni. da, strănepoata, da. Să o cheme. A venit ea printr-un portal circular, așa. Ca și Da. cum ies în scări din acelea circulare și ea s-a Da. pus pe balustrada de milă și a venit Cris, jos. stai un pic așa, te rog. Mă duc să-i închid pe aia, da? A început un balamuc.
Ce focul ai dat cu spray ca la moște? Venea să taică-s și face afară. Au auzit. Așa. Deci, Cristina. Eu, Eleonora, am văzut o entitate. Da? Stând mult deasupra, da, și deci a fost de ajuns să observe unul dintre ei ceva osos, ca un cap de zeta sau de grei. Da? Acum s-a ridicat, s-a defumurizat. Așa. Da. Să-i pun o interdicție. O scrisoare îi pun. N-are ce să A. caute aici, da? Deci este de aici, din sesiunea asta. Ah, Da. ok. Nu este venit la tine personal, că te Am cunoaște înțeles, cumva. am înțeles, ok. Așa, da. Deci eram Cristina că chemam și partea subliminală a strănepoatei. A venit? Da, a venit și s-a pus. Nu ți-am zis că se rotea așa ca Aha. pe balustradă. Da. Dar și că simte o un inconvenient în frunte acum. Da. Deci, din acest moment, blocăm toate entitățile, atât și părțile vii, să spunem, care vor să strice această sesiune, acum și aici. Facem protecție pe toate device-urile noastre și protejăm triunghiul conexiunii noastre prin filtre. Și totul le introduc într-o bulă mare de energie cu desfășurarea activității noastre cu tot. Nimic nu se primește din afară fără ca eu și partea subliminală a Danei să nu dăm cod de acces. Ata, am făcut ca la SF. Da. Da, așa, bun. Bine. Deci, e și fata de acord, da? A venit, sta acolo. Acum să vedem. Este un pic flegmatică, să spunem, Da? știi? Da, are un aer flegmatic, știi? Adică s-a uitat spre Dana și ca și cum ar fi spus, știi, cu o expresie de genul, iar te ții de destea, știi? Ah. Nu te-ai potolit. Da, dar este curioasă, deci sufletul Da, ei da. este curios în legătură cu asta și nu refuză, da? Dar simte nevoia să spună vreo două. Da. Să începe, parcă. Așa. Așa. Acum, Cristina, ne uităm la cele două părți subliminale și vedem care, uite, le întrebăm care vrea să stea de vorbă cu noi prima. Ăla eu. Las că, deci pornim noi investigația. Așa. În primul rând, deci fiecare dintre ele a mai avut câte o viață, da? Da. Dar nu au fost totalmente în acea viață, da? Deci, uite, îi văd întâi pe ea și apoi pe el, semnând niște contracte și la locul geografic scrie DRSNA, Dresna. Dresna. Da. Dar cred că există trei locuri cu același nume, da? Da. Iar ei nu știu. Așa că o bucățică din el se duce undeva pe unde-i frig, prin fiorduri. Da. O bucățică într-o parte, nu știu. Parcă prin țările alea cu ruși albi, fosta Uniunii Sovietice, Lituania sau așa ceva. Da. Tot Și nordic, adică tot mai spre el, așa. și o altă parte pe lângă sau în Croația. Așa. Deci el se naște fetiță în toate trei cele Da. experiențe. Ea se naște băiat, da? Da. Este deci ca și cum sunt introduși într-un nou proiect la un moment dat. Așa. Două din corpurile lui mor, așa. În momentul când trece deja cu cel de-al doilea corp în neființă, cum ar veni, Da. cum se spune, rulând de crem, începe să facă buline din acelea, din orbiți, da? Da. Și să leviteze și se atașează în primul rând, recunoaște orbiții fratelui său, da? Și Da. se levitează de ceea ce are în memorie. Pare să că memoria în legătură cu viața asta
Și energia Danei atrage lângă ea. Înțelegi? Da. Și Deci ei schimbă. orbiții se duc prin toate locurile pe unde Da, și au memorie, da. memoriile, Și păr sublimită. unde cei care trăiesc încă îi poartă în inima lor mai mult Da. acolo, dar nu în mod nebenefic niciodată, da? Ei se duc Ei și vor în să timpul știe, da. cunoască, da? Da, și Cu atâta timp cât cunoască. persoana respectivă emite iubire, cum este în cazul Danei, și informație, da? Deci ei află informații, da? Da. Cumva, peseul bunicului a reușit să își tragă cele trei așchi, să spunem, din viața de băiat, da? Da. Ei, din viața de fată, scuze. Ei până la urmă s-au cunoscut, așa, dar s-au cunoscut acolo, pe lângă Norvegia, da? Da. În celelalte vieți nu s-au cunoscut, da? Da. Până la urmă, deci se întâmplă ceva, le este impusă familiile lor de acolo, sunt dușmane, rivale. Da. De viacurile refuză, e o comunitate, așa cum să spun, ca la tăietori de lemne, știi, închisă. Da. Așa, deci oamenii nordului, aspri și duri, știi, și ei iau o hotărâre ciudată și se sinucid, se aruncă de pe o creastă mare A, dar în ei nord. erau, se cunoscuseră ca și Da, iubiți și sau au ca fost și. Da, 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 da. căsătoriți. Păi el are 19 ani și are 21 Da. de ani. Da. Așa. Și în momentul când ei mor în acea viață, Da. printr-un program, mor și în celelalte două. Ha. Fiecare dintre ei, știi? Da, Rânduit. și se retrag. Deci ei mor îmbrățișați, Da. peseurile lor. Cred că atunci reușesc să creeze o vibrație, să deschidă un canal și entitățile nu se așteptau. Da. Adică ei mor împăcați, că mor împreună. Nu au avut niciun pic de Da, frică, da. da? Sau Da, din ei, un moment. un pic au avut, dar Da. deci se creează o conexiune neașteptată Da. pentru entități și flup, se strâng sufletele, știi? Bine că ei mai au rezerve, știi, în altă parte, să Da. nu uităm că îl mai lese să acționeze ca orbit, pentru că ei au acces la ceea ce vede orbitul. Și Da. prin asta este ca și cum s-ar uita într-o lupă în viața Danei. Înțelegi? Chiar dacă altfel n-au acces, din când în când, când ea știe, el identifică că e orbitul bunicului, simte, chiar dacă nu simte la nivel mental, în subliminal, atunci se deschide așa ca o fierăstruică și ei se uită ca într-un ocean, un pic. Nu pot să fac acțiuni, dar pândesc cum ar veni. Da. Așa. Tot pândind așa, au descoperit o portiță prin fică, că asta are importanță. Da. Și au dat acces la instalarea unui fel de program de nu. Da. Adică de refuz a tot ceea ce îi făcea plăcere până acum, știi? Da. Un fel de program La de nu. fica, adică, Da, da. da. Deci văd că își dezinstalează cu ajutorul curățărilor Dane, cu ajutorul Dane acest program. Este ca și cum ar avea o matriță, da? Îi scoate conținutul, dar conturul niciodată. A, ca și cum aș zice, uite, asta e a mea, eu vreau să experimentez așa și basta, da? Da. Aici, programul ăsta, cui aparține? Cine l-a instalat? Cu nu. Entitatea care ține și pe ei undeva captivi. Deci sunt două tipuri de entități care au bucăți din ei captive, Da, de? da. După ce am relatat povestea, practic, de ce ei sunt aici, după încă o nouă viață, da? Da, De înțeleg. asta, în timp ce ei intrau, știi, deci Dana a format ca un fel de culoare de trecere, ți-am zis, din raze, avea foarte multă energie în palme, ca un fel de evantai înfipt în pământ, da? Da. Deci un loc luminos, ca o floare, da? Și în timp ce ei au venit, de acolo de unde i-au chemat părțile la care li s-a dat Da. voie să vină, deci ei s-au reconectat fostele amintiri din această viață. De asta el a părut slăbuț, înțelegi? Da. Și de asta ea Ea iarăși s-a a... întristat apoi și s-a... Da.
Ok. Acum că ce am vorbit până acum, ce s-a întâmplat cu ei? S-a schimbat ceva în... Stai un pic, că ți-am zis că pe ei țin două entități, nu? Da, o Am început. entitate, Așa. ai zis. O entitate este oarecum chipurile luminoase, da? Ca un fel de regină, așa, cu un fel de tren, cu un pic de diadem aici, dar fața nu este de om Da. uman frumoasă și, da, este mascată, Da. hologramată în ceva, da? Și deci ei o au, știi, ca un fel de zeiță, da? Deci ceva dintr-un plan îngeresc superior, da? Da. Și mai este o ciudățenie care seamănă cu un crab, Da. turtit așa și negru, da? Da. Care pare a ține pentru distracția proprie, ca și bucățele din suflet, în niște cuști și le balansează cu un picioruș de la din când în când. Pe E bine, amândoi au, are bucățele de la ambele părți subliminale. da, deci, uite, este un pic sadică. Îi balansează pe ea așa și pe el în direcție invers, știi? Da. Ca ei să nu creeze o conexiune, o punte de loc, Îi știi? amețește cum ar Da, veni. da, da. În momentul când îi balansează, bineînțeles că și părțile lor care așa resimt acest lucru. Este Da. ca un amestec Da. al energiilor, al amintirilor. Deci părțile de aici, la cei doi bunici, să, da, da, să aducă în fața aceste entități, să le pună în clopă de lumină înțepenite. Ambele. Da, au venit, sunt holograme, Da, bineînțeles, da. dar Asta e. oricum putem să studiem, da? Da. În primul rând, aș spune așa, să le impună să-și ia adevărata formă, da? Da. Da. Să dăm și procentul, da? Cât ține din ei, da? Da. Deci, crabul, care până la urmă este un fel de demoniac, Da. așa? S-a înaltat și se rânjește și are o coadă ca de scorpion, deci partea de jos a corpului o face ca de scorpion, așa, are 2% din el și 3% din ea. Da. E suficient ca să ștanțeze niște programe. Exact. Na, dacă ar fi fost de ordinul lui 0, poate n-aveau importanță. Da. Așa și... Ce Iar anume? cealaltă entitate care, din moment ce i-au comandat ca să se afle cu adevărata înfățișare, este un Zeta. Ah, regina luminoasă îngerească. Da, regina, eu am văzut-o după moacă. Da. Cum ar veni, știi? Na. Așa, Face. ai zis că la față avea o mască și... Păi ce are? Ia să o întrebăm. Ce are de Încearcă plus? să scoată un șuierat, Ah. ceva, deci un sonic care declanșează, percep un program de frică în părțile subliminale, dar ele sunt închise în construcțiile Danei și nu mai pot fi accesați, da? Și să le Asta cât spunem. ține, Chris? Ia să vedem din ce... Așa, asta ține 6% din ea și 8 din el. Da, mai mult Așa, asta. da. Restul sunt la ei. Orbiți și... La ea și la el în vieți și la el și în orbiți, Da, da? da. Da. Așa, păi hai să, în primul rând, părțile subliminale de aici, ce avem noi, să-i spună lui Crab să înceteze cu mișcările alea. Amețeala. Da. Da? Amețitul. Deci nu, să-și retragă pur și simplu. Retras și purificat cu foc pur. Din Da. inima energetică la ambii, toate bucățile, toate părțile din orice timp, spațiu sau loc, de pe orice linie temporală, din trecut, prezent sau viitor, până la ultimul foton. Da. Toate retrase, pentru că ei sunt în structuri energetice de înaltă valoare, Da. da? Culmea că a început să șuiere PS-ul fetei. Și Da? am spus, deconectează-te imediat, acum și definitiv.
Deci a început să șuiere cum șuiera ea. Ăla. Entitate. Aia, da. Zetoaica. Da. Nu este un zeta, te rog, spune. Da. Așa. Deci Hai să... se Da. numește Contele de Luge. Ia uzi. Accent grav, da. Luge. Luge. Da. Cristina, hai să vedem, fiindcă să ne ocupăm, nu, un pic să taie legăturile, partea subliminală a strănepoatei, a fetei Danielei. Să taie legăturile cu zeta asta dacă și a început să șuiere. Că îi transmite. Da, le-a tăiat deja, l-a împins. Așa, da. Da, undeva în. La unde Gesuburic, exact. Da. Acolo, pe acolo intrase, știi? Și făcuse un fir până înăuntru. Și zice, Iute zeta asta. da, zice, de acum nu mai permit nimic, spune partea a fetei, da? Da. Haideți să vedem de unde a început totul cu aceste părți subliminale, că tot m-am uitat în stânga și Da, da. Hai că dreapta, număr adică eu, în Cristina. memoriile lor, da. Număr de la 1 la 3 și mergem în punctul care a inițiat această karmă, da? Cu toate aceste părți subliminale. 1, 2, 3. Da, deci suntem în anul 1002. Da. Deci eu văd un lucru foarte ciudat aici. Cum să spun? Lucru A, foarte lucru. ciudat, Așa. dar în legătură cu timpul. Deci nu știu cum se măsoară timpul în momentul ăsta din istorie, dar este o falie deschisă. Parcă lucruri din alte timpuri și din alte dimensiuni sunt aduse în mod artificial și implementate aici, știi? Este o fantă de ca și cum ar fi pământul în urma unui cutremur uriaș și acolo intră toate, da? Și intrând Da. înăuntru se pun în afară, parcă s-a dat un fel de reset. Da. Un fel de reset și lumea trăiește acel reset fără să-și dea seama. În Da. fine, ne aflăm într-un castel. Da. Așa, este un castel rece, cenușiu, din cremene, cu turnuri foarte ascuțite, iar acolo deasupra lui văd fața acestui așa zis scrab, da? Da. Deci apare, dispare, ca un nor sus deasupra. Da. El are 3 etaje și este în formă de el. Așa. Unde e Cris? Unde se întâmplă asta? Scoția. Acolo, pe No, la castel. Noversdale. Noversdale. Aha. Așa. Da. Există aici un proprietar. Da. Nimeni altul decât Mr. Luge. Dar Mr. Luge este corpul fizic, deci care intră În care se această manifesta zeta, înseamnă, da? se manifestă, da, există un firișor foarte subțire de suflet. Da. Sufletul parcă lui nu ne interesează, este luat și bucățit. Da. Cert este că așa s-a părut. Există un chip acolo, Da. ca o piramidă care plutește în interior, așa. Portocalie la culoare, cu acele trei fețe sunt inscripționate, da? Bunica, Da. fata, bunicul, Da. mama Danei, sunt Da. toți aici prezenți, da? Dana o să vină, dar nu a apărut încă, da? Deci lucrează. Ei sunt lucrători aici, la Da, castelul ăsta, da? lucrează și trăiesc pentru că așa Da, așa era era acolo, da. atunci. Nu prea este privită cu nașterea de copii, știi? Da. Așa de bine că zice că îi oprește din. Da, Muncă. el este de o zgârcenie și o răutate proverbială, da? Dar familiile lor n-au avut. Deci ei au venit din familii diferite, toți aici. Dar s-au întâlnit ca și lucrători, da? Colegi de Me muncă, da. da? La locul de Media, muncă. da, media de vârstă este undeva de la 22 la 26 de ani. Deci sunt foarte tineri, așa se. Da. Acolo se muncea de la 90 ani în Da. timpurile și acolo. Ăsta, Mr. Luj, este singur în castelul ăsta, n-are familie?
Pare a fi văduv, da? Ah. Pare a fi văduv și văd în grădina spate patru morminte, a avut patru neveste, da? Niciuna dintre ele, deci circulă bârfa, cum ar veni, niciuna dintre ele n-a fost în stare să îi dăruiască un copil, da? Da. Așa. Bun. Anii trec, da? Bunicul, cel care este Este, actualmente, a da, fost lucrăm bunicul, da? acum Așa. că e Deci, bunic. Tony, spun Tony, Da. așa. Deci, Tony, care este băiat, Da. așa. Și ea, bunica, care este fată, se îndrăgostesc, da? Da. Ea are 13 ani, el 15. Da. Se greșesc. Da. Se iubesc. Da. Se iubesc mai pe înserate, mai prin tufișuri, mai prin magazie, cum se purta pe Prin vremurile fa fâneață sau ce era pe fata, acolo. fata la 14 ani rămânea însărcinată în Da. urma acestor jocuri, da? Deci ea practic este abandonată de familie aici și el la fel. Trebuie să, până la urmă, deci el își ia inima în dinți, cum ar veni, și se duce, bate la ușă, cere audiență. Ăsta bucuros, nevoie mare. Că vine un copil, da? Vine un copil, da, spune, o să-ți înfiez acest copil, da? Bun. Cine crezi că este copilul? Dana? Fata ei. Fata ei. Da. Așa, bun. Ei dau acceptul cu condiția să le dea o cameră separată și să locuiască împreună ca și cuplu, da? Să le Da. accepte uniunea. Mai mult decât atât, le devine naș. Da. Cum ar veni la Cei martor, doi, naș acești, martor, da. la uniunea lor, da? Ea naște copilul, într-adevăr îl dă, așa? Consideră că nimeni dintre este o fată foarte frumoasă. E frumoasă, cu niște ochi albaștri ca cerul, bucălată. Zâmbește, zici, arată așa de frumos după naștere, zici că e copil la 4-5 luni. Da. Și grăsoaie, ca așa, știi, Da. durdulie, înaltă, lungă, mare. Un copil mare, frumos, rozaliu. El este, salivează, îți dai seama, cu Da. energiile acestui copil venit, da? Da. Deci, face un fel de interviu cu personalul, niciuna nu corespunde, așa, și atunci aduce o domnișoară. Ca să doică, da? Da, o domnișoară, cum ar veni, bătrână, de la crescută la un institut de orfeline cu educație bună, da? Da. Care este Dana? Aha. Dana aici semnează un contract cu el. Așa? Parcă Dan ar fi prezentă și altundeva în experiența asta, n-ar fi numai aici, în Da. fata asta, că are una din acele vieți unde trăiește și în altă parte, da? Da, văd la o brutărie, cu totul în alt loc. Da. La o brutărie. În fine, până la urmă semnează un contract cu ăsta, cu entitatea, practic entitatea vorbește prin el, da? Da. Așa. Zeta, Da, adică avem aici da, cine da. Domnul Luge, te rog. Așa. așa. Așa, și semnează că își va dedica viața acestui copil, știi? Deci se creează o karmă. Da. Pentru că a dedicat viața la Dana, bine, este anulat, dar lucrurile s-au produs deja. Că este fiică în viața asta, da? Bunica, la rândul ei, la fel, este datoare, înțelegi, cu Da. copii aceste entități, cum ar Da. veni, cu copii, deci, pe care îi naște, cu Mai suflete. naște alți copii Da, aici, da, acolo, pe țară? mai naște trei băieți, dar sunt ciudați, parcă nici n-ar avea suflet în ei. Nu, nu-i văd bine. Negri așa. Influența acelui loc, acelui, în fine. Da. Așa. În viața asta de bunică, de unde venim să facem Da. investigația, pare se că ori a pierdut, ori a avortat aceste suflete. Cumva. Înțelegi? Adică au mai Cred că venit spre pe le-a loc. pierdut ca sarcină, da, le-a Dar a pierdut ca născut și aici 6 fete.
În viața asta bunica se împotrivește. Da. Deci, în partea, ultima parte a vieții, deci se dedică îngerilor, îngeri din civilizația lui Yahweh, se naște un conflict interior și atunci Lugiu o pedepsește cu Cu boala. acele răni, acele bube, inexplicabile, da? Este ca și cum și-ar fi retras un factor pe care el avea voie să-l pună în fiecare viață, în sângele ei, și-ar fi băgat altceva cumplit, ca un blego, materie Da. neagră, care o mânca pe dinăuntru, pur și simplu. Așa. Pe el l-a lăsat în pace pentru că i-a dat conexiuni de la războaie, știi? Da. Unde, bineînțeles, că jubilau. Câmpurile, amintirile lui, astea sunt. De Da, asta da. s-a slăbit și asta. Deci, și-a supraviețuit, vezi? Da. Așa. Aici, Cristina, hai să facem să rupă nodul karmatic, da? Să rupem Da, în da. viața cu Luge. Dar cel mai bine este să ne întoarcem în momentul în care acești doi copii simt atracție unul Da. față de celălalt și părțile lor subliminale să înștiințeze despre posibilitatea creării acestei karme, să explice tot, da? Proiectelor lor, da? Ei, într-adevăr, vor continua să se iubească în acea viață, dar vor fugi într-o noapte în secret. Și de aici încolo, deci ei ajung la un han, se iubesc, trăiesc acolo, își fac copii, dar nu mai au legătură Tură cu cu uscăciunea asta, da. da, deci se schimbă, da, linia temporală. Are o înfățișare diabolică, apropo. Este într-un costum cu dungi. Era în momentul când le propune contractul, foarte slab, da, cu o față ascuțită, cu un nas coroiat, niște ochi vicleni și nu se deosebește pupila de iris, Iris. așa, și cu o barbă așa ascuțită, Da, roșie. din ăla. Deci este tot brunet, dar barba e roșie, ca la țap. Și favoriți. Da. Ok, Cristina, deci aici nu s-a schimbat linia temporală Da. și ne întoarcem aici și acum și vedem cum s-au schimbat părțile subliminale. Deci, Ce avem? vezi, ei cumva aveau încă câteva coduri de acces spre nepoată, da? Și în Da. momentul când se apropia eliberarea lor, deci ei acționau cumva La asupra. nepoată, prin nepoată. Da, atrăgeau atenția, da? Da. Până acum părțile lor subliminale sunt întregi, da? Da, acum. Da. Bun. Da. Entitățile sunt încă blocate aici în față, da? Să le expedieze, nu avem nevoie să ne milogim la anules de crez, la contractele lor, pentru că oricum o să meargă la locurile lor. Da. Așa, le-a eliberat pe alea, au plecat, uriciunii. Da. Ei provin ambii din Orion, da? Da. Dar ea provine de pe o planetă care se cheamă Levat, cu 2 de T, da? Da. Iar el provine de pe o planetă care se cheamă Omnuia. Om nu ia. Da. Pe când, Așa. deci, ca și civilizație, cei de pe Levat sunt mult mai avansați. Da. Sunt planete ca și cum ar fi Pământul, să spunem, de Jupiter îmi vine. Așa? Ca distanță, zici? Da. Deci în același loc. Sistem solar. Da, așa. Deci văd că Levat vrea să intervină printr-un program de expandare în Om nu ia. da, în Așa. Omnuia, da? Și se pregătesc nave colonii, da? Da. Cu specialiști, ăștia sunt ajunși la un nivel cam cum era Pământul prin anii 60. Da. Așa? Deci începuseră să fleteze Cu avansat tehnologie. cu tehnologia, da? Se duc spre ceilalți. Deci ei au studiat toate planetele din prejur, Da. ceilalți erau poate mai avansați, da? Deci există o armonie aici, fiecare își respectă, da?
Da. Există un consiliu ionian care le acceptă cererea, da? Da. Și deci le pun la dispoziție ajutor tehnologic, da? Să vezi ce se bucură ăștia când apare tehnologia, ce țopăie, Cum ar fi, cum e pe gata, Terra, da? Toată lumea bucuroasă. numai că, vezi tu, deci, ei sunt concentrați pe planetă, planetele lor sunt mici, ca într-un singur burg, așa vine, deci este un singur continent, da? Nu sunt mai multe continente, pe când dincolo este mai variat, deci trei picioare, trei continente, știi? Pe om nu e. Da, și ei Așa. se duc pe filonul principal, cu influență în celelalte două, da? Da. În Consiliul lor Ionian se strecuraseră și ființe de rea credință, Da. care le pun un fel de capcane programabile, știi? Da. Ajunși, deci, ei trebuie să stea o vreme în costume. Aici, pe planeta asta, este mult mai cald decât la ei. E o temperatură cam ca în Anglia. Știi, adică constantă, nu foarte nu chiar așa de ploios, dar constantă. Da. Oricum, răcoroasă în anumite... Dincoace este foarte cald. Da. Pe limba principală, o limbă este înghețată ca Antarctica noastră, iar o cealaltă limbă, un fel de temperatură Temperat mediteranean. mediterană medievală. Așa. Da. Și, deci, costumele lor conțin niște dispozitive care la un moment dat, deci le văd când ei circulă în ele, când le creează niște plase informaționale. Da. Vezi ca și cum conectate cu anumite cuvinte cod, pentru că, bineînțeles, s-a pregătit, Totul au era, făcut da, aș pregătit. da, declanșează un program de decimare a populației de acolo. Adică, cum să spun, fac experiențe, știi? Da. Pentru că se declanșează activitatea aceea de sadism, de care lumile din jur sunt, cum să spun, surprinse și Da. dezgustate, da? Dar Da. există un fel de lege a non-intervenției, da? Spune că este pentru binele lor, că trebuie să hibrideze, să se ridice la un nivel mai înalt de conștiință. Ei trăiesc foarte simplu, primitiv și apropiați cu natura, da? Da. Nici măcar nu au uniuni tribale, ci familii. Un gen de familie, știi? Așa. Până la urmă se iscă un micro conflict aici, da? Da. Entitățile bombardează limba, cu tot cu ăștia, Da. așa, și iau tot ce pot recolta. Ca păr subliminare, adică. Și Îi de iau. colo și de dincolo încarcă pe Și niște dintre entități, elevați și da, din și îi duc, omnieni, omniuieni. da, îi duc pe un fel de planetă labirint, așa, deci este și pe seul bunică și a bunicului aici, da? Da. I-au prins simultan pe amândoi. Îi duc pe un fel de planetă labirint, dar nu numai cu acele ziduri, înțelegi? În labirint sunt și iarăși niște așezări umane, care niște burguri, da? Da. Totul este, deci, în loc de ziduri de piatră, ziduri verzi. Da. Dar, într-un mod ciudat, deci, cei care se află deja aici sunt întrupați în niște corpuri, bineînțeles, artificiale și nu au acces pe zone, da? Pur și simplu, deci cum se joacă copiii pe calculator, cu telecomanda și circulă omulețul printre ziduri, așa se face cu ei. Când i-a zăpăcit destul de bine, le face un fel de recalculare. Meeting, ședințe, aule cu aceste ființe, le spune că nu sunteți în stare să gestionați corpurile, aceste corpuri s-au îmbolnăvit, nu sunteți buni pentru programul ăsta, atunci o să vă luați corpuri de la început, știi? Pentru că corpurile lor inițiale sunt congelate, criogenate, da? Da. Le văd cum ar veni pe o
bucată, un disc planetar într-o altă parte și sunt atârnate de dedesubt. Deasupra, dacă te-ai uitat dintr-un vehicul, să spunem, mai trece și te-ai uitat, vezi așa ca un peisaj, ca o apă și deasupra un cer înnorat. Dar ei sunt dedesubt prinși în niște chestii, știi? Așa, corpurile lor, știi? Și au și parte acolo, un firișor care întreține viu. Deci și pe ei bagă și în aceste corpuri clon. Ei își dau acceptul în speranța că și nu gestionează bine aceste corpuri, că sunt joase cele noi, știi? Da. Așa că sunt joase vibratoriu și în speranța că decedează și se întorc la corpul respectiv, da? În momentul când îi adună și le spune că încarnarea, știi că nu sunteți în stare, ei au uitat. Da. Deci au fi și au uitat că există acel corp. Vede că fir de la ei, văd fiecare, pleacă, dar nu mai țin minte ce și de ce. Le vine ca și cum a rămas ceva în urmă din ceea ce am fost de pe și au pierdut conștiința. Da, da. Nu mai știu de unde au fost adunate, nu mai știu Da. ce au vrut să facă. Cert este singura lor bucurie este să spunem că își recunosc ADN-ul ca orionien, știi, între, adică sunt cumva flanc, grup. Da. Așa, în momentul când îi încarnează, deci fiolele acelea se sparg una câte una pe măsură ce ei intră în semințele de lumină, da? Da. Iar esența este atrasă, da? Ca pe un tub, în altă parte. Acum toate esențele astea, așa, sunt împletite undeva, da? Da. Precum filamentele răsucite a unui bec și chiar seamănă cu o pană, cu un bec. Deci toate esențele lor erau împletite pentru că ei și le-au retras, da? Ce aș vrea să dea acum Informația, da? informația la La toate toți. acele filamentele din bec. Aici este prezent și fratele bunicului. Aha. Da. Da. El a plecat cu bunicul de pe aceeași planetă. Da. Așa. Bun. Capătul celălalt al filamentelor duce la acolo unde sunt liniile genetice. Deci Acum. are o flux, o legătură. Ca și cum, deci, ar da materie primă pentru crearea. Așa. Da. Acum să și șteargă toate liniile genetice, da? Da, le Ambele face, PS. le șterge, da? Bineînțeles, cu excepția celor naturale, da? Da. Deci și fratele bunicului se eliberează, Ok. se ține după noi. Da. Așa, Deci să deci face ce fac și ei, da? da, asta face, exact. Da. În primul rând, cât am vorbit, s-a uitat și când am spus de filamente și când am precizat că ei și-au retras, s-a uitat cum ar veni la ce au făcut ei și a chemat și lui și ei bucățile, da? Da. Să șteargă toate amprentele energetice din toate lumile, spațiile și locurile, să retragă tot ADN-ul eteric, da? Da. Să dizolve orice urmă autocombustia ADN-ului fizic, oriunde s-ar afla el, așa, și aveau și o parte de ADN în fântâna multe ADN a entităților la în amestec. Și au Da. retras și de acolo și date și amprente energetice tot, da? Ok. Orion nu primește ființe așa înapoi. Sunt foarte stricți. Da? Da, haide să spun unde merg ei acum. Ha. Ei merg în Lor matricile origine. lor Da. originale, s-au recalibrat și au căpătat toată conștiința, așa, și toată cunoașterea înapoi. Bun, acum să facă ambii declarația și chiar toate și Și părțile, fratele, partea toată și lumea, criminală, toată da. lumea să facă. Toată Că lumea. începând de acum și aici, se Anulează. arde, anulează, așa și retrage orice contract, permisiune și promisiune făcută în orice timp, spațiu sau loc și în afara lor, pe Da. orice planetă, spune ei, naturală sau stea naturală sau nu, așa,
În orice timp, spațiu sau loc, pe orice linie temporală, din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă, așa, cu orice entitate de înaltă sau de joasă vibrație care nu au avut în vedere cel mai bun interes al lor, da? Da. Spune de asemenea că interzic acum și definitiv reconexiunea printr-un fel cu orice program karmatic existând în lumile joase, spune. Așa, Așa. acum să vezi. Deci există un fel de lift circular, are un mijloc, o membrană. Ei Da. trei sunt într-o parte a membranei și sunt ființe din Orion pe partea cealaltă a membranei, da? De înaltă vibrație, da? Unul are vibrația, deci 8.000, unul aproape are 10.000, deci sunt de foarte înaltă vibrație. Da. Așa. Bun. Ei îi conduc pe un fel de... Da, mi-au zis să nu mai descriu. Bine, nu mai descrie. În fine, au un Îi duce spital, undeva într-o zonă, un fel tampon. de, da, într-o zonă tampon, unde ei se vor recalca. Deci ei toți sunt în lumea lor, Da. dar nu înăuntru. Deocamdată, da? Da, pentru că, dar tot zonă. A lor, a orionienilor, da, Da, este. este zonă non-influențabilă entităților de joasă vibrație, da? Așa. Acum, în matrice au intrat, da? Da. Ok. Ea se numea Parmania Ia, da. și el se numea Nai Da. Lotus. Tus. Nai Așa. Lotus. Ok, Cristina. Dacă vrea să transmită ceva Danielei. Multe mulțumiri, multă iubire, spune. Da. Rămâi așa luminoasă, spune, și deschisă, spune, și împlinește-ți destinul. Acum, noi Vrea ne să ne luăm. transmită și nepoate. Așa. Spune, a conștientiza nu înseamnă a te închide să nu iubești. Da. Deci ce mi-explică ei? De la nivelul ăsta înalt, că Da. ea s-a trezit, deci partea e subliminală, Subliminal. dar este foarte, foarte trează acum, da? Și Da. intră în conflict cu mintea fizică, deseori, adică și-a descoperit o capacitate de iubire că pe care pe ea o sperie, da? Ca și cum descoperi că ai un vulcan în tine și încă nu știi să gestionești, și atunci ei transmit cunoaștere spiritului ei, da? Adică îi transmite acea informație necesară ca să facă lucrurile să curgă în armonie între Da. părțile fete, știi? Da. Gata. Ok. Cristina, noi le mulțumim părților subliminale pentru această călătorie și îi lăsăm aici, în Da. lumea lor, da? Da. Opresc aici înregistrarea.